Salut, dragi prieteni! Pe planeta noastră locuiesc o mulțime de animale minunate. Dar haideți să vedem cine a ocupat locurile anume în acest top 10. Sunt sigură că nu vă așteptați să vedeți aici unele animale. Să începem! Locul 10. Șobolanul. Da, nu m-am încurcat. De obicei, când rostim cuvântul șobolan, în minte ne apare imaginea unei creaturi gri, neplăcute, cu coadă lungă. Unii oameni folosesc acest cuvânt pentru a descrie o persoană care îi trădează pe cei apropiați. Poate că acum vă veți schimba părerea totuși. Unii biologi sunt siguri că șobolanii gri au o minte colectivă care guvernează acțiunile fiecărui individ în parte. Această ipoteză explică multe. Inclusiv viteza prin care rozătoarele gri s-au lămurit cu alte specii și succesul lor în lupta cu oamenii. Anume, gândirea colectivă le permite șobolanilor să evite moartea. Să luăm de exemplu cutremurul, pe care, după cuvintele oamenilor de știință, nu îl putem prezice. Șobolanii însă părăsesc orașul cu o zi sau două înainte, salvându-se de cutremurul care e capabil să distrugă clădiri. Poate că gândirea colectivă a șobolanilor este capabilă să vadă viitorul chiar mai bine decât noi? Putem urî aceste rozătoare, dar când aflăm despre abilitățile lor, apare un sentiment involuntar de respect. Șobolanul pare a fi un superorganism care poate trăi și înflori în orice condiții. Și au antrenat această capacitate de supraviețuire pe parcursul a 50 de milioane de ani. Caracatița ocupă locul 9 în topul nostru. Este una dintre cele mai deștepte viețuitoare marine. Poate să se joace, să distingă diverse forme și modele, să rezolve diferite puzzle-uri, labirinturi și chiar să dispună de memorie de scurtă și lungă durată. Caracatițele sunt niște vânători foarte pricepuți, acționează mereu din ambuscadă. Lupta deschisă nu e pentru ei. Așa, tactică de atac servește ca apărare. În caz de necesitate, aruncă un nor de cerneală, ce dezorientează prădătorul care îl atacă. Această cerneală nu doar îl ajută să se ascundă, dar privează temporar prădătorul de simțul mirosului. Caracatița este foarte curioasă, ceea ce se asociază de obicei cu inteligența. În natură își construiesc adăposturile din pietre. Asta este la fel o dovadă a unui intelect elevat. Experimentele arată că creierul caracatiței ține minte perfect orice experiență și sunt ușor antrenabile. Disting numai rău decât elefanții și câinii formele geometrice. Aceste animale maritime sunt prost studiate, dar oamenii de știință deschid constant noi abilități impresionante ale caracatițelor. Porumbelul ocupă onorabilul locul 8. Deși mulți dintre noi consideră că aceste păsări sunt niște creaturi stupide, care doar se încurcă printre picioare, experimentele nenumărate arată că de fapt sunt niște păsări foarte deștepte. Porumbeii pot să memoreze sute de imagini diferite pentru mulți ani. Un grup de oameni de știință au demonstrat că porumbeii pot să se recunoască în oglindă mai bine decât copiii mici. Până la aceste cercetări se considera că doar omul, elefantul, primatele și delfinii posedă această abilitate. Porumbeii pot fi învățați să facă mișcări succesive și să distingă două obiecte care au mici diferențe, ceea ce este foarte impresionant pentru o simplă pasăre. În anumite țări, porumbeii erau prețuiți numai puțin decât alte animale domestice. Familiile nobile din Rusia creșteau propriile rase de porumbei și acele păsări erau o mândrie adevărată, fiind transmise mai departe prin moștenire. Au fost mereu apreciate și abilitățile utile ale lor, de exemplu capacitatea acestor păsări să găsească drumul acasă și zborul rapid. Asta a făcut posibil ca ele să fie folosite pentru a aduce poșta. Locul 7. Veverița. Acest animal activ are creierul cât un bob mare de mazăre. Cu toate astea, studiile arată că veverițele se orientează perfect în spațiu, au o inteligență și memorie extraordinare. Pot să gândească și să analizeze. Una dintre caracteristicile distinctive ale veverițelor este capacitatea de a stoca alune pentru iarnă. Ele nu cad în hibernare și pentru a supraviețui trebuie să strângă provizii, 3000 de nuci și alune. Unele tipuri le îngroapă în pământ, altele sunt ascunse în copaci. Treaba asta necesită foarte mult efort.
Datorită memoriei fenomenale, veverițele țin minte locul în care se află nuca la 2 luni după ce a fost ascunsă. Fantastic! Încercați să ascundeți 3.000 de monede și sunt sigură că într-o lună nu veți găsi nici jumătate dintre ele. Printre veverițe se mai găsesc și hoți, dar dacă veverița observă că este urmărită, se preface că îngroapă sau ascunde hrana. Cât timp hoțul pierde timpul cu groapa goală, veverița aduce aluna în alt loc, mult mai secret. Consider că e cea mai bună dovadă că dispun de inteligență. Pe locul 6 sunt porcii. Necătând la reputația lor de animale lacome și mereu murdare, porcii sunt de fapt niște animale foarte deștepte. Nu contează dacă sunt sălbatici sau domestici. Este cunoscut faptul că pot să se adapteze la diferite condiții externe. Zoologii americani consideră că în dezvoltarea propriului limbaj, porcii ocupă locul 2 după primate. Ei reacționează foarte bine la muzică. Pot să emite sunete în ritm cu melodia. Datorită inteligenței lor, porcii sunt supuși stresului. Purcelușii sunt foarte atașați de mame și dacă sunt separați, mai ales la o vârstă fragedă, vor experimenta ceva foarte dureros. Cel mai mare stres pentru porci este mutarea dintr-un loc în altul. Unii oameni de știință consideră că inteligența lor este egală cu cea a unui copil de 3 ani. La capacitatea de a învăța se află la nivelul câinilor și a pisicilor. Adesea îi depășesc. Darwin era sigur că porcii sunt la fel de inteligenți ca și câinii. Interesant e faptul că după compoziția sângelui, fiziologia digestiei, precum și alte caracteristici fiziologice, porcii sunt foarte aproape de oameni. Mai aproape sunt doar maimuțele. De aia, în transplantologie se folosește materialul organic al porcilor. Corbii sunt pe locul 5. E o pasăre extrem de inteligentă. Oamenii de știință consideră că capacitatea ei de a gândi analitic nu este inferioară celei a primatelor. Dimensiunea creierului lor are aceeași proporție ca creierul unui cimpanzeu. Există o mulțime de exemple diferite a manifestării lor de ingeniozitate. Corbii înțeleg mai bine decât mulți alți oameni ce înseamnă roșu și verde când traversezi strada. Păsările care trăiesc în oraș strâng nucile de pe copaci și le pun pe drum sub roțile mașinilor pentru a le sparge. Așteaptă cu răbdare culoarea semaforului necesară, se întorc pe drum și își culeg nucile curățite. Această modalitate de a se hrăni a fost observată pentru prima oară cu 12 ani în urmă în Tokyo. După asta, ceilalți corbi din împrejurime au adoptat această metodă, ceea ce înseamnă că învață una de la alta. Este un fapt. În timpul unui experiment, unui corb i s-a oferit să scoată o bucățică de carne dintr-un tub îngust de sticlă, cu ajutorul unei bucăți de sârme. În fața cercetătorilor uimiți, pasărea a îndoit sârma într-un cârlig cu ajutorul ciocului, apoi a scos carnea. În acel moment, oamenii de știință au căzut în extaz, căci utilizarea instrumentelor, uneltelor, este una dintre cele mai înalte forme de comportament a unui animal. Într-un alt studiu, studenții au prins câțiva corbi, au măsurat și cântărit și apoi le-au dat voie să plece. Dar păsările nu au putut ierta așa atitudine. Ca rezultat, corbii se apropiau anume de acei studenți, făcându-și nevoile deasupra lor. Așa a continuat o întreagă lună. Elefanții sunt pe locul 4. Cu greutatea de 5 kg, creierul elefantului este mai mare decât a oricărui animal terestru, dar este mai mic comparativ cu masa corporală, 0,2%. La cimpanzeu e 0,8%, iar la om 2%. Reieșind din asta, s-ar putea deduce că elefanții sunt animale destul de prostuțe. Dar faptele vorbesc că dimensiunea relativă a creierului nu poate fi un indicator precis al inteligenței. Elefanții pot să-și demonstreze bine sentimentele, atât cele pozitive cât și cele negative. Sunt foarte grijulii față de alți membri ai grupului său, de asemenea față de alte animale. Asta se consideră a fi o formă avansată de inteligență. De exemplu, elefanții experimentează profund pierderea unui membru din grup. Ei pot să se adune lângă cadavru pe parcursul a câteva zile. Au o memorie fenomenală. Țin minte toată viața a omul care i-a tratat bine sau rău. Sunt cunoscute multe cazuri când stăpânul supăra elefantul și abia peste ani animalul se răzbuna. Uneori chiar ucidea stăpânul.
Se consideră că aceste animale au auz muzical destul de bun și o memorie muzicală. Sunt capabili să distingă melodiile din 3 note și, în general, sunt niște artiști minunați. Orangutanii sunt considerate cele mai deștepte animale după om. Desigur că oamenii se uită cam sceptic la asta, dar capacitățile mentale ale unor maimuțe sunt greu de negat. Au o cultură și legătură socială puternică. Femelele rămân cu copiii lor mulți ani, învățându-i tot necesarul pentru supraviețuire. De exemplu, orangutanii folosesc frunzele ca umbrele de ploaie sau țin minte locul în care, în diferite perioade ale timpului, fructele cresc în copaci. La vârsta de 10 ani, orangutanul poate deosebi mai mult de 200 de plante comestibile. Se pot recunoaște în oglindă, în timp ce animalele reacționează la reflecția lor ca la alt individ. Dacă vom aprecia inteligența prin rezolvarea diferitor probleme, orangutanii nu au egal printre animale în acest sens. Astfel, unul dintre indivizi a folosit această uneltă lăsată de oameni, s-a agățat de o ramură deasupra apei și a încercat să străpungă peștele cu bățul. Pe locul 2 sunt delfinii. Au apărut pe pământ cu 20 de milioane de ani înainte de oameni. Sunt mai inteligenți practic decât oricare altă creatură. Femelele rămân lângă puii lor pentru mulți ani, le transmit diferite cunoștințe pe care le au. Multe din comportamentul delfinilor sunt transmise din generație în generație. Pot folosi unelte și, după cum știm deja, acesta este un semn important pentru prezența inteligenței. Cercetătorii au urmărit o femelă care își învăța puii să caute mâncare, purtând pe nas un burete de mare, ca să nu se rănească de peștele piatră cu țepi otrăvitori pe spate. Sunt niște animale foarte sociale. Studiile arată că societatea delfinilor are o structură socială complexă. Este formată din indivizi care colaborează împreună pentru rezolvarea unor probleme importante și dificile. De exemplu, dobândirea hrănii. Ei pot imita foarte bine, memorează ușor acțiunile tovarășilor săi, cât și a altor indivizi din lumea animală. Raportul dintre dimensiunea creierului și a corpului este al doilea după om. Au circumvoluțiune asemănătoare celor ale oamenilor. Acesta este un semn de inteligență. Un fapt trist pe care puțin îl cunosc este că japonezii până acum mănâncă delfini, ucigându-i mii și mii. Iată că am ajuns la locul întâi a ratingului nostru, cele mai deștepte animale din lume. Este ocupat pe drept de cimpanzeu. Aceste maimuțe sunt lideri în utilizarea uneltelor. În timpul observării cimpanzeilor în Senegal, au fost înregistrate peste 26 de unelte diferite folosite, de la ciocane de piatră până la bastonașe pentru termite. Cel mai uimitor a fost urmărirea de fabricare și folosirea sulițelor. Maimuțele nu doar rupeau ramurile de lungimea dorită, ci le și curățau de frunze, de ramuri mici, decojau și ascuțeau capătul cu ajutorul dinților. În anul 2005 a fost descoperit pentru prima dată cum aceste primate, cu ajutorul sulițelor, vânau alte animale vertebrate. Un alt exemplu impresionant de prezența inteligenței, când oamenii de știință au pus în fața lor o sarcină, să scoată o nucă dintr-un tub de plastic bine fixat pe masă. 14 maimuțe din 43 și-au dat seama că dacă iei apă în gură și o scuip în eprobeta îngustă, atunci nuca se va ridica la suprafață. Prieteni, ăsta a fost topul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut. Scrieți-ne în comentarii dacă sunteți de acord cu locurile pe care le ocupă animalele în acest top și dacă nu, ce schimbări ați face voi? Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!